Discuție cu Teo și cu cei din jurul lui, a fost propunerea venind de la ei acum un an de zile. Este adevărat că am ezitat eu puțin, nici pe o soluție nu arăta așa cum arăt acum și cred că, în fine, cred că și asta a fost un motiv că era un spațiu în construcție. În construcție, da. Acum nu ascund că chiar e impresionat de și o să vedeți și voi că se va face un tur, cum s-au mișcat lucrurile și voi știți că atunci când ne jucăm un apartament, ne răsunăm viața așa, dar ca să construiești ceea ce a făcut ei, eu cred că chiar e un lucru mare. Și acum s-au legat oarecum. Iarăși nu ascund că ideea muzeului eu o consideram un proiect pierdut. Nu mai mergeam pe ideea asta și poate că îl făceam în alte condiții. Dar faptul că împingerea mea, să zic, din teatru și găsind spațiu, descoperind după un an de zile un spațiu, într-adevăr, generos și care cred că viitorul va dovedi că e un spațiu bun. Imediat declipul s-a făcut și am zis că, dar de ce nu? Mai ales că este o clădire în zona centrală, în fine, oarece vergul arhitecturală, cu diferite utilități, repet, așa cum veți vedea, și imediat ne-am mișcat, am pus firma și cred că cam asta îmi doresc. Un spațiu prietenos, vesel, care să plieze, nu știu dacă e cum spus plieze, pe timpul liber a brăjdeanilor, să poată intra un turist sau știu eu cineva din oraș la ora 7, când bănesc atunci în promenada sau știu eu, iese lumea. Și nu numai pentru oamenii care, în fine, s-au pensionat foarte bine, sunt foarte mulți în Brăila, bravo, dar nu numai să facem un program pentru vârsta a treia, ci să facem un program care include și sâmbătă și duminică până la ore târzii, să zic. Adică să fim un spațiu, într-adevăr, cum vedem în altă parte, destinat turiștilor și brăilenilor. Acolo, recunosc, în fine, că când am zis chestia asta, toată lumea a zis, bă, ce, noi avem lucrurile foarte rigide, să zic așa, program până la 4, nu mi-a plăcut, recunosc. Dar nu asta este. În fine, poate că se regla și acolo lucruri. Este important ca aici lucrurile, în sentimentul care țin, la care țin foarte mult, este un de libertate pe care l-am aici. Că pot să duc un astfel de proiect, unic, zic eu, în România, așa, acolo unde îmi doresc. Nu va fi, chiar zilele astea m-am și gândit, nu va fi o chestie care se va înfăptui, vă chipuiți, peste o săptămână de zile. Dar cred că ne vom întâlni și vom vedea evoluția în conceptul ăsta de muzeu al umorului. Din lună în lună sau știu eu, de la undeva la altul de timp. Adică se va vedea, se va, e un proiect care se va construi. Nu l-avem undeva și îl vom meta la în scurt timp. Dar în decembrie noi vrem să dăm un semnal. Și cred că în decembrie nu cred, ci sigur vom avea și conținut. Ideea a venit în urma faptului că noi la Brăila avem un salon internațional de caricatură și aveam și un festival de proză scurtă umoristică. Mi-am pus problema că avem un portofoliu, un număr mare de lucrări. Le avem, erau undeva, și ce facem cu ele. Am zis că, bun, să legăm logic și să construim ceva, este să le luăm de acolo și să le expunem. De aici a venit ideea muzeului.
Și, într-adevăr, acum 7 ani de zile am început primii ani, primii 7 ani, ce este important. Acum suntem în clasa 1-a, da. A fost oarece entuziasm pe toată această durată, dar faptul că suntem după 7 ani de zile, când lucrurile, în fine, știți, un muzeu, în afară de asta, Umbrella, eu cred că nu există, nu? Așa că rezultat zero, după 7 ani de zile. Muzeul al unor, fără discuții, da, da. Așa că, cred că faptul că am ajuns aici, eu cred că, în fine, e destul firesc că a trecut ceva timp și nu știu dacă altfel, în altă și cu alte instituții, în spate lucrurile se vor realiza. Știți, există o ostilitate a celor instituțiilor din Brăila vis-a-vis de mine, că până la urmă despre asta e vorba. Și cred că și aici lucrurile s-au împotbolit puțin. Nu știu, n-aș putea să spun că atunci mi-am dat într-un moment, acum 3 ani, acum 2 ani. De fapt, după 7 ani de zile nu avem lucrul ăsta, cred că este un răspuns destul de bun. Că am primit, nu ascund, dar au fost și gesturi publice pe rețelele de socializare, chiar mi-au scris și nu oameni, în fine, care și-ar fi dorit, ci oameni poziționați bine în structurile orașelor, cum, spre exemplu, este Clujul, care, în fine, un parc industrial de 5.000 de oameni, a zis cineva de acolo, bun, în regulă, să reproduc textual, a zis, lasă proștii și vină la noi, că la noi sunt și bani și pentru lucruri de astfel, în fine, în sensul ăsta, consistente, e loc. Asta a fost doar, un gest, dar au fost și alte, majoritatea recunoscute din Ardeal. Păi ce să zic, n-am acceptat, în fine. Poate că undeva trebuia să întâmplă aici. Da, există, iarăși, ceea ce nu s-a văzut, nu știu dacă nu e entuziasm, dar există, cel mai bine spus, o solidaritate a oamenilor care m-au sunat de multe ori, mi-au oferit mai multe, chiar astăzi am să am mai multe discuții cu mai mulți oameni care își doresc lucrul ăsta, până că undeva cred și în demersul meu, poate și în mine, și au zis că vor să susțină oameni de afaceri în mare parte. Nu știu, nu cred că m-a surprins ceva. E o constantă așa. Adică chestia asta că nu prea contăm, nu mi se pare că e o chestie nouă. Nu m-a surprins mai nimic. În fine, am fost puțin dezamăgit și evident că chestia asta cu mutatul n-a fost cea mai simpatică. Noi, până la urmă, noi oamenii care votăm până la urmă, alegem niște oameni care îi punem să sperăm că lucrează pentru noi. Deci nu doar artiștii. Nu, eu nu prea mă refer. Și să rămâne, în general, dacă îndrăzniți să... alegem niște oameni care avem sentimentul că vor fi funcționarii noștri, că vor fi oameni care lucrează pentru noi, dar fără discuție, spun un truism, ei lucrează doar pentru ei. Adică nu cred că e o dușă destul de groasă. Știm foarte bine. Ei lucrează doar pentru noi. Este un hău între doar pentru ei. Între oamenii pe care îi alegem. În fine, chestia asta de a te pedepsi că nu, că până la urmă știm foarte bine despre ce e vorba. Fiindcă nu ești, prin atitudinea ta, un om care aduce elogii, că despre asta este vorba de multe ori, aduce elogii. Eu pot să fac, am să fac o expoziție în stilul ăsta, stilul elogiilor care poate unii
le așteaptă, o expoziție dedicată domnului primar. Pentru că e o chestie care... E o frumos sau chiar vrei să faci asta? Mă gândesc. Poate că... Dar știu că, că așteaptă astfel de gesturi. Și am văzut pe pagina dânsului cum comentariile sunt de felul... Nu sunteți doar un primar, sunteți un actor, sunteți un capitan, sunteți un...